Și imaginează-ți că într-o bună zi, poate chiar în seara asta, tu descoperi, așa, știi, stând așa în pat seara sau la duș, îți apare formula să știi cum să produci aur. În seara asta, tu deodată, în psihicul tău, se descarcă informația despre cum tu poți să produci aur. Și experimentezi o zi, două, trei, ești super încântat și îți dai seama că poți să-ți produci lingouri de aur. Și că poți să ai lingouri întregi. Și la început, de frică, cumva așa, și nesiguranța viitorului, zici, da, dar nu cumva să mi se ia formula, o să fac niște lingouri multe și o să-mi fac niște depozite de lingouri, că da, dacă cumva uit formula, o să le țin acolo, să le am deoparte, da, pentru zile negre, nu se știe când o fi. Și tot faci tu lingouri, 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 le pui acolo, începi să ai depozite de lingouri. Și la un moment dat îți dai seama că nu dispare formula asta și tu, de fapt, poți să începi să oferi lingourile astea. Și începi să dai și la prieteni, dai și în stânga, dai și în dreapta, ăștia rămân șocați. Ce faci tu, mă, de ai lingourile astea? Dar de unde știi tu să faci lingouri? Dar de unde le-ai luat? Dar ce șmecherie? Cine te-o... De unde, știi? Încep să fie dubios așa toată treaba asta. Cum? De unde știi tu să faci lingouri și tu ești acum brusc așa bogat și ăștia la alți, eu nu știu. Adică tu ce faci acolo? De unde? Și la început te țin la distanță așa, că pare dubioasă treaba asta. Brusc tu ești bogat, brusc tu ai prea mult acces, prea multă cunoaștere. Nasol moment. Mai bine. Dar după un timp încep să zică și ăștia. Ok. Hai să primesc. Poate primesc astăzi un pic, poate primesc mâine un pic. Ok, interesant. Pe de altă parte, în viața ta există alți oameni care ei nu știu să producă aur. Și ei se gândesc, bă, dar tu ești cel mai bogat om pe care ei îl cunosc. Ei ar vrea să-ți ofere și ei ție niște lingouri de aur, dar se gândesc, bă, dar eu în primul rând nu știu cum să le fac. Dar totuși aș vrea să-i ofer, dar eu nu știu cum să fac aurul ăsta. Și atunci, dar văd că ție îți place aurul, știi că, na, văd că ești așa prea plin de tine, ești plin de aur, da, merge. Și se duc așa și iau din apa râului niște nisip care strălucește. Și vin la tine și zic, uite, ți-am adus și eu aur. Tu le spui, ăsta e aur? Asta e o prostie. Tu nu-ți dai seama că ăsta nu e aur, ce e aur? Ăsta doar strălucește, dar nu e aur. Ia jegul ăsta și du-te de aici. Și totuși ei vor să fie apropiați și vor să-ți ofere ceea ce ție îți place atât de mult și vor și vin spre tine și îți mai aduc niște pirită și ei chiar cred că pirita aia e de fapt aur. Și tu le spui, nu, asta nu e aur. Nu mă interesează, îți spun eu cum e aurul, uite așa e aurul. Și ei se simt intimidați pentru că în sinea lor ei habar nu au cum să producă aurul ăsta. Adică ei ar vrea să-ți ofere aur pentru că văd că e important și simt că e valoare acolo, dar nu au acces. Nu știu cum să producă aurul ăsta. Și te uiți așa, știi, cu superioritate la ei și te gândești, bă, ce... Da, e atât de simplu să produci aur, uite, așa se face. Dar vezi tu, ei nu înțeleg, pentru că în ochii lor toate strălucesc, adică și pirita strălucește, și nisipul ăla strălucește, adică care e diferența față de aur? Și nu reușesc să primească și să înțeleagă care e faza cu aurul ăsta. Și invitația mea este să înlocuim un pic acum ideea de aur cu ideea de iubire. Și gândește-te dacă în viața ta, la un moment dat, descoperi formula pentru iubire. Și descoperi în tine capacitatea de iubire nelimitată. Și poți să le dai iubire tuturor. Și îți dai seama că ai atât de multă iubire de dat,
Dar vezi tu, când te duci în primul rând cu iubire spre oameni, oamenii o să zică, dar ce e chestia asta? Stai, dar ce? Toată... E dubios. Adică cam aceeași reacție ca și cum te duce să le dai din banii tăi sau din aurul tău. Stai un pic, dar pot să am încredere în tine, dar oare ce vrei? Adică vrei să mă mituiești? Adică vrei ceva de la mine? Vrei ce cu atâta iubire? Da? Și reacția oamenilor când tu descoperi în tine izvorul de iubire este în primul rând sau câteodată prima etapă rezistența lor. Pentru că se pot simți copleșiți că tu ai ceea ce ei nu au avut niciodată. Dar ei își doresc, toți își doresc câte un lingou de aur, poate două, poate trei. La fel toți oamenii își doresc iubire. Și ei văd că tu ai descoperit iubirea, dar vezi tu, câteodată ei nu au un reper interior despre ce înseamnă, care e formula asta, eu cum să creez iubirea asta în mine. Și ei vin spre tine și încearcă să-ți arate iubirea în ceea ce ei simt că este iubire. Și atunci ei îți aduc un pic de nisip strălucitor sau îți aduc niște pirită care poate să arate sub forma... Vezi tu, nisipul ăla strălucitor poate să fie mama care te disciplinează. Și mama care crede că prin a te disciplina și prin a-ți arăta cum este viața și că trebuie să fii cu minte și ordonată și la la la, ea crede că aia e iubirea. Fără să fie prezentă că este de fapt niște nisip strălucitor și nu-i aurul adevărat. Pe de altă parte, poate să fie la un moment dat soțul tău, care merge 20 de ore pe zi la lucru și face tot ce poate ca să cumpere pentru tine și pentru copiii voștri totul. Și el vine și practic lucrează 20 de ore pe zi sau cât e nevoie și face tot ceea ce el simte și crede că asta e, așa se arată iubirea, dar de fapt este doar pirită. Și tu îi spui, dar asta nu e iubire. Și el spune, ba da, pentru că el nu știe altfel să înțeleagă și să transmită, pentru că el nu știe formula încă. Dar pe de altă parte se întâmplă și invers, ca alții să ne ofere iubire autentică, iar noi să nu o recunoaștem, pentru că nu știm să facem diferența între aur și nisip strălucitor. Și credem că dacă, nu știu, crezi că dacă bărbatul cu care ești e prea liniștit, e un molâu. Dacă nu se ceartă cu tine și dacă nu e gelos, înseamnă că e un fraier, înseamnă că nu te iubește cu adevărat. Pentru că tu crezi că nisipul care tu crezi că este aur, este aur și nu recunoște aurul care este în viața ta. Și cred că aici intervine sursa tuturor suferințelor în viața noastră. Atunci când vrem să oferim iubire și ceilalți nu o primesc, nu este că ei nu vor iubire, ci pentru că poate nu știu cum să o primească sau nu știu să o recunoască. Și la fel, câteodată, când ni se oferă iubire, poate că noi avem niște filtre prin care noi nu o recunoaștem, nu știm să o primim. Și sintetizând așa, după mulți, mulți ani de contemplare în mine și în cei din jur, cred că, în definitiv, motorul tuturor acțiunilor pe care noi le facem este pentru că vrem să iubim și să fim iubiți. Și nu vreau să sune asta ca un slogan din ăla motivațional, dar eu chiar cred că în spatele oricărei acțiuni, oricât de rahat ar arăta ea, chiar și ăla care, nu știu, înșală pe cineva de o căruță de bani, poate o face pentru că are nevoie de bani ca să aibă grijă de cineva. Sau poate că o face pentru ca să facă rost de bani, ca să-și pună niște silicoane, pentru că crede că în felul ăla o să fie mai atrăgătoare și o să primească până la urmă ce? Tot iubire. Adică dacă mergem la rădăcina și la motivația tuturor lucrurilor și ajungem să ne dăm seama că în definitiv și de cele mai multe ori ajungem să lucrăm și să, nici nu știu, sună urât poate, dar câteodată
să cerșim niște aur, uitând că formula aurului este în noi. Credem că cineva acolo afară știe ceva mai mult sau știe ceva mai bine, când poate că singurul lucru pe care trebuie să-l facem este doar să ne uităm în noi și să începem să decantăm, să decantăm, să decantăm rezidurile astea care ne împiedică să ne reamintim formula aurului din noi. Pentru că vezi, în momentul în care vei descoperi că tu ești izvorul tău de iubire, în tine este fântâna de iubire, atunci nu mai ai nevoie ca cineva să ți-o ofere de afară. Pentru că dacă tu ai în tine izvorul de bani, da? Dacă tu poți să creezi cât aur vrei tu în orice clipă, în orice secundă, cantități industriale, la ce nevoie, pentru ce ai mai avea nevoie să faci depozite și să-ți fie frică că cineva ar putea să fure aurul ăla într-o bună zi și să încerci să-l protejezi cu dinții și să-ți fie frică ca nu cumva cineva să afle cât de mult aur ai tu, pentru că tu știi că în tine este capacitatea de a face mâine încă un depozit și poi mâine încă un depozit. Poate că nici nu ți-ai mai cumpărat nici atâtea case, nici atâtea mașini, nici atâtea haine, pentru că în definitiv ai ști că în orice secundă, dacă mâine zi vrei să-ți iei un iaht, ai putea să produci banii ca să-ți iei un iaht. Dar tocmai pentru că suntem înfometați, cred că, și inconștienți că izvorul de iubire este în noi, ne agățăm cu dinții, de exemplu, de relații. Și încerci să-ți protejezi, știi, relația, să nu cumva să se uite alta la soțul meu. Pentru că tu crezi că iubirea sau bogăția este de fapt acolo și dacă ți se ia, ți se ia și bogăția. Tu crezi că fericirea ta depinde de iubirea ta depinde sau starea ta de iubire depinde de partenerul tău de viață. Crezi că depinde de prezența sau absența mamei tale sau a prietenelor tale sau a altcuiva pe care tu de fapt l-ai investit cu această componentă. Dar dacă tu reușești să te reconectezi cu starea de iubire și să-ți dai seama că în tine este izvorul, s-ar putea să vezi că, da, ok, poate că îți plac mai mult anumiți oameni sau îți plac mai puțin alții, dar niciodată nu va fi sărăcie de oameni pe care să-i iubești în viața ta. Niciodată nu o să fie prea puțini oameni care să vrea să fie iubiți și să fie lângă tine. Și nu te vei prinde că nu trebuie să fie doar mama sau doar tata sau doar prietena aia sau doar colegul ăla sau doar... Pentru că îți dai seama că sunt atât de mulți oameni care vor să primească câte o pepită de aur.